bune, eu sunt Nena și azi am venit cu un nou video. Astăzi vi facem un fel de unboxing pentru că am câștigat 10 cărți de la Editura Humanitas. V-am spus, cred că în videoclipurile cu Buchhol, unul dintre ele, că voi face un mini unboxing. Cărțile au venit în niște pungi, așa că le-am desfăcut. Și acum vi le voi arăta pe rând. Una deja am citit-o, iar alta am început-o și sunt foarte, foarte frumoase. Prima care va merge la unul dintre voi, la 550 de abonați voi face și un concurs, se numește Povestec dintr-o pădure înaltă, ilustrată de Jonathan Bentley și scrisă de Sean Micalef. Sunt trei povestecile basmelor fraților Grimm. Sunt așa de frumoase ilustrațiile. Coperta este superbă de asemenea. Are iz auriu și pe spate. Și îmi place foarte, foarte mult. Este superbă. Și este recomandată copiilor de peste 9 ani. Apoi o carticică foarte simpatică, numită Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi. Această ediție s-a reeditat și s-a luat coperta ediției, primei ediții, cred, cea de acum mult, mult timp. Eu cred că am și văzut-o în ediția veche la bibliotecă și de așa ilustrații superbe are. Un scris mare, foarte subțire, că uitați voi. Eu am un alt volum, Habar n-am pe Luna, și este într-o ediție complet diferită, o să-l și iau. Uitați, mi-mi place mai mult aceasta și abia aștept să o citesc. Apoi avem o carte care va merge la unul dintre voi, poate la unul dintre voi sau la un urmăritor de pe Instagram, nu știu încă sigur, dar o să mă decid. Cartea este cele mai frumoase povești japoneze pentru copii. Este absolut superbă cartea. Eu vi le dăruiesc deoarece le am în dublu exemplar. Și uitați aici ce ilustrații frumoase are și cred că am și început-o, nu știu sigur, și este recomandată copiilor de peste 5 ani, dar și copiii mai mari o pot ține în bibliotecă și o pot citi, deoarece este o ediție superbă de colecție. Apoi avem cărticica pe care deja am citit-o, mi-a plăcut la nebunie, se numește Regele Ugu de Adam Stower, o să-i fac și o recenzie probabil. Am citit-o în cam o oră, este foarte simpatică, are multe ilustrații și ne arată că aparențele în șală și că trebuie să fim buni cu toți, deoarece răsplata va fi bună dacă am făcut ceva bun sau rea dacă am făcut ceva rău. Am și scăpat-o pe jos. O să vă arăt și sinopsisul, care nu este un sinopsis, de fapt. Ne spunem cam ce se întâmplă carte și ne arată câteva personaje. O să zic așa, trebuie să puneți pauză, deoarece sunt și niște ilustrații foarte micuțe și puteți să vă uitați și la ele. Așa. Cartea a fost foarte, foarte drăguță și merită 5 stelițe din 5 pe Goodreads. Și da. Apoi am două cărți pe care mi le-am dorit. Sunt de non-ficțiune, dar sunt povestite copiilor și avem Arihmede și începuturile științei și Herodot și începuturile istoriei. Una este mai groasă ca cealaltă, adică Arihmede este mai groasă. Au ambele un scris mediu potrivit și au destule multe ilustrații, cam pe fiecare pagină. Și ne arată viața lui Herodot și aici viața lui Arihmede. Abia aștept să le lecturez pe amândouă. Apoi deja încep cărțile pentru copii puțin mai mari. Acestea sunt din colecția lor Humanitas Junior și acestea sunt din noua lor colecție numită Epic Books. O să încep cu cartea care deja a apărut de mult timp, de ceva timp la ei în colecție. Se numește Însemnări din viața mea de Alfie Deyes. Am început-o. Sunt la pagina 90 și îmi place foarte mult până acum. Cred că o să-i dau 4 steluțe din 5 pe Goodreads, deoarece mă enervează puțin. Aici te las să completezi tu unele pagini, dar sunt foarte des lăsate multe pagini albe și acest lucru face cartea să fie puțin mai groasă și de fapt ea nu are chiar așa de multe pagini, are și un scris foarte mare,
în unele locuri mai micuți și avem multe poze noi ilustrații de această dată. Poze cum ar fi acestea. Este vorba despre viața unui YouTuber pe nume Alfie, care este o carte de non-ficțiune, este cu viața lui și este cum și-a început el canalul de YouTube, care are milioane de vizionări și milioane de subscriberi și se numește The Pointless Blog. Apoi, avem ultimele trei cărticele, sunt o trilogie, este nou apărută și este recomandată copiilor de peste 13 ani, poate ați văzut-o, a apărut acum la Bookfest. O trilogie, nu știu cum se numește, dar primul volum este Orașul Fiarelor, al doilea Regatul Dragonului de Aur, așa, și al treilea volum, Pădurea Pigmeilor. Sunt foarte frumoase, am scris potrivit din nou, care este albastru și are la început de capitol câteva pagini așa cu câte o ilustrație, cu plante, cred, da. Abia aștept să le lecturez pe toate și sunt recomandate copiilor de peste 13 ani, iar Însemnări din viața mea recomandată copiilor de peste 12 ani. Cam acestea au fost cărțile. Mulțumesc foarte mult editurii Humanitas pentru că am primit aceste cărticele și mă bucur că le-am primit la Oradea și nu trebuia să mă întorc după ele la București. Și vouă sper că v-a plăcut acest videoclip și nu uitați să abonați la canalul meu. Pupici și spor la citit! Pa!